jumătate. Că restul vin de la sine. Restul vin de la sine. Prezent suntem 11. Deci avem condițiile legale întrunite. Putem începe, da? Poate ajung pe parcurs. Pe ordinea de zi, articolul 1, aprobarea procesului verbal din ședința ordinară desfășurată în data de 23.02.2018. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2018. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de închiriere și garanție pentru căminul cultural din satul Florești, comuna Scorțeni, județul Bacău. Întrebări, interpelări, informări, altele la diverse. Vin cu o modificare a ordinei de zi și o supun spre vot dumneavoastră înainte de a supune întregul program, cu amânarea articolului 1, aprobarea procesului verbal din ședința desfășurată în luna februarie, în data de 23, deoarece a fost transmis la mapă mai târziu. Și supun spre vot amânarea lui în ședința următoare. Cine este pentru? Ca să aveți timp să se studieze unanimitate. E bine, a fost destul de stufos. Timpul între cele două ședințe a fost scurt. Da. Aprobând scoaterea de pe ordinea de zi a acestui articol, supun la vot următoarele articole de pe ordinea de zi. Dacă sunteți de acord, cine este pentru? Deci cu toți. În unanimitatea celor prezenți. Trecem la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2018. Inițiator, Anton Gheorghiță Cătălin. Acum, dumneavoastră v-ați întâlnit alaltă ieri, știți despre ce este vorba, despre buget. Am mai intervenit o modificare. Am adresă de la ABC Proiect, prin care suma alocată de noi 40.000 de lei pentru finalizarea bazei sportive este insuficientă conform contractului și conform licitației la care s-a participat când o să vă explic după parcurs. Suma necesară pentru finalizare este de 72.000, care implică și TVA-ul. Acum, dacă îmi permiteți, la acest panou să vă explic de unde și cum au intervenit. Deci, în anul 2015, rest, ca sumă de executat lucrare la baza sportivă, când era domnul Amăruș primar, a fost de 583.258 lei. Această sumă era conform proiectului și conform devizului de lucrări, rest de executat. Domnul Ambăruș a făcut demersul necesar, a scos la licitație această lucrare și a câștigat ABC cu suma de 478.922,51 de lei. Lucrare. Deci sumă rest de executat câștigată de ABC Proiect. S-a făcut notă de renunțare în baza când am modificat proiectul anul trecut. Notă de renunțare ca să putem să suplimentăm cu 1.330.000 la 86.105,26. Renunțare. Adică la anumite categorii de lucrări. Ca să putem să facem ce turnăm beton. Renunțare. Da? Scăzând, au rămas 392.817,24 lei. Prin minuta aprobată de Consiliul Local, cu diferența de lucrări în baza autorizației noi, care este în valoare de 133.095,84, care se adaugă, este un total de 525.913,24
1,08 lei. Da? Plăți făcute către ABC în 2015. 92.886, adică 886,86 lei în 2015. 2016. 152.785,37. 2017. 182.912,28. Total 428.584,51 lei. Da? S-au făcut plată la diriginte de șantier 1190 lei. ...7735 restul care a fost pentru pavele. Pavele în față. Așa. Scăzând din suma de 525.428, ne rămân 97.328,57 lei. ABC-ul, ca să finalizeze lucrarea, ne-a venit cu solicitare cu 70.393 de lei. Deci și așa, deci bugetul inițial era 583, noi aveam 525 lei și mai facem și economii, ne mai rămân 200 de milioane și cu ăștia 70. Deci, față de bugetul inițial, dacă terminăm lucrarea, ne facem economii cu 700 de milioane. Ca să finalizăm lucrarea, conform, am toate plățile făcute, semnate, recepții, situații de lucrări, le am și vă fac copii și la acest document la final, să-l aveți și dumneavoastră. Deci, ca să finalizăm lucrarea la baza sportivă cu tocul de vean, trebuie 730 de milioane. Și am zis, luăm de pe bunul servicii 30 de milioane, completăm aia 400 care i-ați aprobat dumneavoastră și finalizăm lucrarea. Deci toate situațiile sunt corecte, sunt semnate de comisii de recepții, domnul Zafirescu doar la o recepție a fost absent, dar în rest au fost toți. Nu e adevărat. Nu făcea parte atunci cu comisii. Nu, e absent, dar acolo e un proces verbal, îți documentat. Deci asta este valoarea, deci care ne-au solicitat-o, 700,393 cu tocul TVA și cu tocul diriginte să finalizăm lucrarea la baza sportivă. Întrebare. Da. Când a venit gazonul, ce... Că spuneați de o recepție la care nu am participat. Ce valoare a avut factura aia? Imediat, vă și spun. Că acolo s-ar putea să fie cheia care dezleagă treburile. Între timp, până căutați dumneavoastră, vreau să vă spun așa. Da. Stați așa un pic. Mai aia... Nu. Să răspund pe cine așa, domnul. Ce valoare a avut? Să caut aici. Deci noi l-am solicitat pe domnul Aiglai prin aprilie anul trecut. Când a venit și am mers cu dânsul acolo. Dar n-ați creat că atunci când... E discuția scurtă, da. Pentru că a venit cu problema și nu o dezmembrăm. Haideți o cu așa, pentru că omul a venit, a făcut-o pe cifre, deci, eu ceea ce vreau să vă spun și ceea ce mi-a trezit vigilența. Deci, omul a spus atunci așa, ca să finalizăm lucrarea la baza sportivă, ne trebuie vreun miliard. Omul nu era cu pixul în mână. Domn, bun. În iunie, solicitându-i de mai multe ori noi la ședințe, a venit cu o proformă, un predeviz, în care era 1.350.000. După chestiunea asta, care nu era o sumă exagerată. După chestiunea asta, ne-am trezit și a expirat autorizația. Atenție! Și nu s-a putut apuca de treabă. Pe devizul ăla. Și am mai lălăit-o până în octombrie aproape. Că nu mai aveam autorizație. A între timp, în octombrie, când s-a apucat de treabă, a apărut alt deviz. Cu 1.800.000. Da? Care l-am. Nu l-am acum momentan la mine. Și de asta zic. Iar plata asta de aici, de 1.000.000.000, unde este? Asta. Deci plata asta de 182.912 o găsiți în execuția bugetară pe luna decembrie. Deci erau toate lucrările prinse în acel deviz. Deci noi am dat toți banii conform contractului care l-am încheiat anul trecut, după modificarea soluției tehnice.
Acum, dacă dânsul spune valoarea facturii alea... Da, 617 milioane, cu tot ce avea. Deci asta a fost după recepția de 130... Asta la care v-ați fost dumneavoastră. La... am fost. Da. Bun. Și să ne spuneți ce conține. Ca lucrări și ca materiale. Da. Și dacă îmi spuneți asta, vă mai spun data viitoare dacă m-am dumerit sau nu. Execuție gazon artificial 20 mm grosime pe plat, formă betonată. Ca formular. Da, asta e. Deci lucrările din aia de acolo, nu le aveam făcute acum. Din asta, nu? E execuție, nu e montaj. Deci pentru că, stau în magazin, stă în magazin. Da, ăla. Deci numai că l-am luat, deci montajul e separat. Am înțeles din păi, ce am vorbit. Domnul Antoni, noi am plătit factura toată, achiziție, da. Am plătit-o toată, da? Nu, ca achiziție, nu ca montaj, montajul nu este plătit. Nu, dar eu o să vă aduc, nu am la deci, din nou fac referire la acel deviz, care cuprinde toate activitățile, până la finalizarea lucrării. Și era costă 80.000. Deci nu le-a permis timpul să le monteze, dar nu s-a plătit montajul. Deci s-a plătit doar achiziția în sine. Domnul, nu facem polemică. E posibil ca lucrul ăsta să fie așa cum l-ați explicat aici. Eu o să mă uit din nou pe plăți, că am și eu în extras dat de anul trecut de doamna contabilă, chiar cu semnătura ei, l-am arătat lumea cealaltă ședința trecută. O să ne facem și cu suma de 6 și ceva. Să știți că noi trebuie să mergem înainte, să terminăm acolo. Deci nu e problema acum. Deci nu vă gândiți că vreau să împiedic, cum spuneți la lume, că nu mă lasă Zanfirăz. Nu! Nu! Eu sunt foarte vigilant la sume. Am un temperament foarte economic, nu arunc banii pe geam și de aceea vreau ca la orice chestiune să am convingerea că lucrurile sunt în regulă. Ca bani. Explicația e ok, eu am văzut-o, am filmat-o, ne dați și nouă un extras de la așa, și o să vă aprobăm situația care ne-ați solicitat-o, ca un amendament la buget. Dar numai să vedem cum bănișorii. Luăm 300 și ceva de milioane de bunuri servicii și punem fața asta la dacă mai sunt discuții. Deci asta am epuizat. Da, gata. Deci aici cu ce a fost înțeles. Modificarea care a solicitat-o de pe ce am discutat noi în comisie. Doamne, dacă poți să mai am vreo nelămuriri la ședința aviatoare. Mai sunt alte discuții pe baza bugetului? Păi ne scriem la cuvânt, nu? Pe buget. Păi eu ce am întrebat acum? Pe buget. Dacă mai sunt, deci eu mă înscriu la cuvânt pe buget. Da, Basilica, deci treangă. Altcineva? Basilica. Deci eu chiar n-au fost de acord la toate. Da, vroiam să-l întreb pe domnul primar, aici la cursurile de perfecționare, s-a pus 10.000 de lei. Da. Da. În fiecare an se aloc o sumă, pentru că în cursul anului este posibil ca pe anumite compartimente de la instituțiile superioare și să ceară anumite calificări sau pe linie visul, pe linie de, vă dau un exemplu, pe cum a fost cu biblioteca, cu... protecția muncii și trebuie să avem suma, nu neapărat să cheltui. Suma este alocată. Era bine să-i punem în altă parte și la... Dar dacă se investește ceva de un el, dacă până în iulie, la rectificare, eu am nevoie și sunt forțat să nu luăm vreo amendă, să facem niște cursuri ca să nu se blocheze un anumit compartiment, ce facem? Deci trebuie să-i avem. Dacă nu cheltuim, îi punem la rectificare în altă parte. De asta s-a alocat. Când fiecare an s-a alocat, doamna Bărăș Bă poate confirma că asta e de când e lumea să pun bani pentru cursuri. Nu da. Iar aici, o citit Alina în ședința anterioară, 7.000 de lei pentru 2 copii. Vreau să știu pentru ce se folosesc. Nu pentru 2 copii, 7.000 de lei. 7.000 de lei sunt pentru cazuri sociale care în cursul anului, dacă se vede, deja avem două. O persoană instituționalizată pe care a fost obligat din ieșit. L-am văzut până și despre primăvăreată la Soron și am găsit o locație la unul care îmi protejează picioarele și trebuie să-i alocăm 1.200 de lei. Ar mai fi este o solicitare pentru o persoană cu grad de handicap care o are casa pentru un ajutor, pentru un acoperiș și restul, alte cazuri care vor fi în cursul anului de completat. Da, da. Sper
specific aici, CAS 7.000 de lei, CES, așa, și ajutoare sociale 7.000, deci de două ori trecut. Ia, în plan social e altceva. Deci aici e partea socială, vă explica doamna contabilă, atunci și pentru persoanele instituționalizate, ceva de genul ăsta. Care le aveam la rând câte două parte, nu? Care, nu, dar exact o specifica pentru doi copii, că am fost atentă. Aia doi copii pe instituționalizat, e altceva, am înțeles. Păi da, și vreau să știu cine sunt acei doi copii și pentru ce se folosesc, unde se duc banii, la școală, la... Nu, la, nu știu ce boli au, doamne iartă-mă, ferească Dumnezeu, este instituționalizat și primăria trebuie să plătească, îi sunt într-o casă de copii, da? Și aici la dansuri și muzică populară, 36.000, vroiam să știu dacă din banii aceștia să achiziționează costumi populare, că mi se pare o sumă enormă. Deci este o sumă pe un an de zile, din care, deci am estimat mai mult cu găgeți, eu știu, 2.000-3.000 de lei, că nu pot să fiu sigur cât e costul și cum fac, și dacă nu se cheltui, deci rămân tot la noi. Deci este o sumă estimată pe un an de zile. Pentru a continua aceste manifestări și dansuri care le fac copii la nivel de comună, să mergem înainte noi. Pe 10.000 și de asta. Păi da, da, a fost pe 3 luni. Pe 3 luni. 3 luni. Da, altcineva? Domnul Zanfer. Gata, v-a stricat? Da. Domnul Zanfer. Domnul primar. Da, domnul. Eu vă fac cadou de mărțișor. Mulțumesc. Atribuțiunii Consiliului Local. Așa. Poate le mai recitiți. Da. Cu rugămintea ca să vedeți că trebuie să ne prețuiți, pentru că ia uitați că veniți tot în fața noastră. Am uitat. Îi dau și lui domn Vasile un cadou tot de mărțișor. Deci Consiliul Local este cel care aprobă bugetul. Ceea ce s-a întâmplat la ședința trecută, să știți cum s-a întâmplat, nici din vina mea, nici a colegilor care au votat sau nu au votat bugetul. Da? Dacă mai să vă mai spun ceva, până intru eu tehnic într-un amendament, două, trei, câte am eu, poate mai sunt și alții. Poți iau-l, da? Da, deci, să știți că de data trecută, dar nu mă pot abține, că am râs o săptămână, să știți că bugetul va trecut de atunci. Dar să vede că neștiința și lipsa de a citi v-a dus în situația în care am văzut și noi până la urmă bugetul. Ia citiți, domnul, articolul 45. În exercitarea se adoptă cu votul majorității. Deci ați avut 7 voturi atunci. Chiar dacă noi nu văzusem bugetul, dumneavoastră ați avut 7 voturi. Deci bugetul a trecut de atunci. Ca să știți. Doi la mână. Eu am spus, dacă vă aceți aminte, vă aceți aminte? Când s-a citit, când a spus doamna președintă votul, 7 voturi, 6 abțineri. Eu am spus, uitați-vă pe bandă. Da, eu am văzut. A trecut bugetul. Da. Dumneavoastră a sărit acolo. Da. Bă, nu că ne trebuie nouă voturi. Eu am intrat în jocul dumneavoastră. V-am lăsat. V-am lăsat toată săptămâna, am râs o săptămână. Poate mai râs și alții de noi. Deci dumneavoastră ați avut bugetul aprobat. Nu vă mai plângeți la lume că din cauza lui Zanfirescu, din cauza Consiliului, nu am bugetul, nu mai dau salarii, nu mai fac. Deci e urât. S-aude așa, poate n-ați spus asta, poate bârfesc unii. Deci bugetul a fost aprobat. Acum l-am văzut și noi. Este ok, da? L-am citit cu toții. Am tăcut o săptămână, puteam să vă dau telefon după 10 minute, dar v-am lăsat așa. Am tăcut pentru că am vrut să văd bugetul. Și dânsul a vrut și toată lumea. A vrut să-l vedem. Că-i bun, că nu-i bun. Este viziunea dumneavoastră. De fapt, bugetul este întotdeauna viziunea gospodarului numărul 1 a comunității. A primat. Chiar dacă nu sunt eu de acord cu el, poate am altă viziune eu. Poate Mircea are altă viziune, Mihăiță. Deci fiecare are viziunea lui. Bugetul actual, eu am văzut ce viziune are. Este pe susținerea doar a cheltuielor de funcționare, că banii sunt cum sunt. O să vin cu niște amendamente clare acum. Dar nu mi-o luați în nume de rău. Ceea ce s-a întâmplat la noi cu 7 voturi trecut bugetul, nu cred că s-a întâmplat în România, ca să știți. Acum puteți să râdeți, puteți să plângeți, dar asta e treaba. Deci bugetul l-ați avut. Trec la chestiuni tehnice. Vin cu amendamentul ăsta. Am niște observații care zic eu că stau în picioare, am un pic și de experiență. Domn primar. Știți care e venitul? Știți care e bugetul? Îl știți că... 36. Deci uitați-vă aici. Deci venituri. Pe partea de venituri 32 de miliarde. Pe partea de cheltuieli 36. Parcă nu? Avem 400 și... 400 parcă neacoperiți. La cheltuieli. Nu? Păi da, excedentul ăla, domn primar, care așa, nu-l ducem pe investiții, că l-am văzut numai aici acolo, jos. Numai acolo. Păi uitați-vă. Păi nu, dar asta vreau să vă întreb.
Cum credeți că între venituri și cheltuieli este o diferență? O să acoperiți treaba asta? Sau vă gândiți la vară că mai primim la rectificare? Dar știți ce ați primit anul trecut? Dar știm și noi. No, deci nu e o ironie, deci am văzut un decalaj și deci sperați ca pe, ca pe vară. Pentru că ia câtă cheltuieli de funcționare, că așa e exact bugetul. Pe cheltuieli de funcționare foarte mari. Eu le făceam mai, eu le făceam mai mici. Pentru că noi avem cofinanțarea asta 1,5 miliarde, deci știu, știu, știu. Bun. Amendament. M-am uitat la cheltuielile de personal de 15 miliarde și jumătate. Deci am făcut așa un calcul ca să vedeți că am plecat la ideea care o, o supune votului Consiliului. Am plecat la următorul calcul. Deci în luna ianuarie, cu acele treceri de contribuții de la angajator la angajat, cheltuiala de personal a fost în jur de 950 de milioane lei vechi pe luna ianuarie. Un calcul foarte simplu, pe 12 luni ne duce undeva la vreo 11 miliarde și jumătate. Bineînțeles că oricine își ia o rezervă. Hai să zicem 11 miliarde jumate, mai punem 2 miliarde și jumătate și să facem undeva la 14 încărcat. Deci noi avem 15 jumate, este mult prea mult. Cu 1,5 miliarde mai facem altceva. Amendamentul meu, puteți să-l agreați, puteți să nu-l agreați, dar îl supun votului Consiliului, doamna președintă, este ca 1 miliard, îl ducem la culte, la biserici. La cele trei, la cei trei preoți paroc, le dăm 1 miliard acum. Și nu-i mai brăilim ca anul trecut, le dăm câte un sfant, câte 100 de milioane, le dăm 300 de milioane la biserici acum și rezolvăm problema pe anul 2018. Eu vă rog să supuneți la vot acest amendament din cheltuielile de funcționare, de aici, de la cheltuielile de personal. Și am terminat anul ăsta cu treaba asta. Pentru că anul trecut oamenii ăștia au venit de câteva ori aici, nu au venit de flori de măr, noi tot am zis că le mai dăm, că nu-s bani, că a venit rectificare, le-am dat 100 de milioane. Haideți să rezolvăm o problemă ca lumea. Dacă susțineți acest lucru, colegii... Eu vă spun în felul următor, dacă suma asta vi se pare prea mare, este calculată și pentru restul de posturi care le avem disponibile. Că eu dacă am ajuns la ce am făcut, ascultați-mă un pic, eu când am făcut calculele astea, să știți că am ținut cont de toate restricțiile la care suntem și am pus 2 miliarde și jumătate în plus față de anvelopa salarială lunară. Deci avem marjă. Putem să angajăm, dar nu o să avem. Deci nu. Deci ascultați-mă, nu blocăm. Hai să că ținem banii acolo și nici nu rezolvăm alte probleme. Nu mă deranjează problema asta. Eu cu preoții am vorbit și am spus că în vară. Și așa acum la rectificare de buget am vorbit cu fiecare. O să alocăm, dar banii nu-i dau către culte. Și nu înțelegeți, mă înțelegeți greșit. Fac cum au făcut și alți primari, mă duc la părintele de la Scoție. Părinte, ce vrei să faci? Da, ce-l face primarul. Eu fac. Dacă e la Grigoreni, ce aveți de făcut? Aia, vi-l face primarul. Deci cu suma trecută prin Consiliul Local. Deci banul îl vă gestionez eu. Foarte bine. Nu e foarte bine, e foarte bine ce a spus. Scurt și la obiect. Deci, doamnă președinte, supuneți la vot amendamentul ăsta și mai am încă două mărunțele după aia. La... La ce? La ce? De la personal? De la cheltuieli de personal, 1 miliard merg la cele trebuie. Eu nu sunt de acord. Păi nu votați, dar asta supuneți la vot acum. Nu supun la vot, întâi trebuie să-mi spun și eu punctul de vedere. Da. Atunci când s-au fixat salariile la personalul din primărie, am participat cu toții, da? În afară de primar și viceprimar care au indemnizațiile fixe, personalul din primărie tot este pe salariul care l-au acum cu votul dumneavoastră. Am fost și am negociat, nu că am negociat, am luat de pe grile exact în funcție de treptele de salarizare de tot? Da. Am fost cu toții, da? Da. Avem și poze cu panoul care era cu calculele făcute să nu se depășească cu tot. Bun. Atunci când se face proiectul pentru cheltuielile de personal, trebuie să ai în vedere orice majorare ar putea să surveni prin trepte. Anul ăsta nu sunt majore, doamne. Doar vă spor de vechime la cineva. Deci noi ne referim pe lege. Haideți să discutăm cu legea în față. Atunci, eu spun... Anul ăsta, administrația publică nu mai are niciun bani. Da. Anvelopa care am calculat noi salarială este pe salariul din ianuarie cu trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat.
și am demonstrat că sunt în jur de 11,5 miliarde. De micșorarea salariilor. Dar nu se micșorează, doamne, nimic. Nu se micșorează nimic. Nu se micșorează nimic. Eu am spus că aceasta de lucru salarială de 15 miliarde jumate este mult prea mare față de ceea ce avem nevoie cu o marjă de rezervă și stăm cu banii blocați în loc să mai facem câte ceva. Asta e treaba. Și de aceea am venit cu un amendament ca 300 de milioane, un miliard să meargă la biserică. Miliard, miliard. Cu inițiativă de micșorare a salariilor. Eu nu vin cu prostii. Eu nu vă spun prostii. Eu vă spun un amendament și îl supunem la vot. Puneți să-l votați împotrivă. La revedere. Asta e. Poate și alții, poate nu, poate nu vrea nimeni. Trebuia, doamna viceprimar, dar nu trebuia făcut o a tuturor salariaților? O evaluare. O evaluare. Dar nu, doamna Ceaușu, asta nu amestecăm acum cu asta. Nu, nu. Când o să discutăm din nou salarizarea? Sunt salariați care nu își fac programul. Doamne, când o să discutăm din nou salarizarea, să avem proiect? Când va mai fi prin lege? La 1 ianuarie la anul. E clar. Așa spune legea. E clar, da. Legea 153... Făcut, nu, legea 153, pe s-a spus, administrația publică locală nu mai ia acum, pentru că se trec contribuția, dar la 1 ianuarie 2019 se va discuta din nou. E clar. Da. Reducerea de la personal. Deci sub nicio formă, pentru că nu. Nicio problemă, dacă nu ne putem noi asuma, pentru că atunci când o să vină când o să vină cei care sunt cu indemnizare, care au îngrijiri copii, cât persoane sunt? Nu mai, deci asta acum ce faceți? Faceți o manipulare a Consiliului. Dumneavoastră membru al Consiliului. Deci eu vorbesc foarte documentat. Deci suma de 1 miliard, 15 miliarde jumate este foarte mare ca anvelopă salarială cu cel puțin 1 miliard jumate două. Le dăm la dezvoltare, le dăm la cheltuieli, nu stăm cu bani blocați. Asta e. Asta e de funcționare, nu? Da. Nu domnul primar, de dispoziție funcționari. Nu. Avem dreptul să modificăm la funcționarii. Cum sau adică, numai la dezvoltare. Domnule, bugetul local este atributul Consiliului Local. Noi ducem banii, el vine cu un proiect primar, domnule, pe care noi îl aprobăm sau nu. Deci noi stabilim prin amendamente, votăm amendamentul, cade, trece, dacă nu rămâne propunerea primarului. Vreau un pic să vă explice și doamna contabilă viziunea dumneavoastră. Păi nu, eu vreau viziunea dumneavoastră, nu a contabilului. Nu, deci pe salarii, dacă îi ajung banii, deci dacă îi ajung banii, domnule. Cum să ne ajungă? Deci dacă îi se tăiem de la salarii, eu vin cu propunerea să se tai în trimestrul 4. Pentru că până atunci vedem ce cheltuieli avem. Și atunci cum mai putem rectifica, dacă nu ne ajung de salarii, să mai luăm, să mai punem, sau rămâne tăiat așa. Deci anvelopa salarială, în moment de față, este arhisuficientă pentru cheltuielile de personal în anul 2018 și este supraevaluată cu cel puțin 2 miliarde. Eu am venit cu amendamentul, ca să nu stăm cu banii blocați, 1 miliard îl ducem la biserici. Așa cum, pe ideea cum a spus și domnul primar, le face primăria, da? Supunem amendamentul la vot. Dacă trece, trece, dacă nu, trecem la următorul amendament. Deci noi stabilim prin vot treaba asta. Nu, eu am spus, am vorbit... Este punctul dumneavoastră de vedere, este punctul de vedere al primarului. Noi, eu am venit cu un amendament în fața colegilor, deci îl votează sau nu? Pentru că știți prea bine, primele 6 luni nu putem modifica bugetul. După iulie noi se poate face rectificare în bugetul. Nu mai modificăm 6 luni. Noi acum îl aprobăm cu amendamentele de ricoare. Trec amendamentele bine, nu trec, rămâne bugetul cum l-a propus primarul proiect. Că tot a venit vorba și vreau să fie și prin registrare. Discuții cu privire la salariile din primărie la nivelul comunității sunt foarte ample. În sensul că au salarii foarte mari funcționarii primăriei. Domnii mei consilieri, domnilor cetățeni, veniți domnule cu propuneri, cu semnături de diminuarea acestor salarii a funcționarilor. Și gata! Dacă atunci, dacă cei din primărie iau salarii atât de mari, veniți cu inițiativă de reducere a lor.
Deci trebuie făcut un proiect de hotărâri, dacă aveți în cap treaba asta. Deci dacă vreți, vreți să micșoreze salariile celor din primărie, să veniți cu această propunere și gata. Nu-i apostrofați pe cei care lucrează în primărie că au salarii mari. Problema e și în felul următor. Salarul îl face primarul, consiliul la probă. Deci diminuarea tot ce o trebuie să facă. Nu-l face, primarul îl propune. Păi eu ce spun? Deci dacă nu propune, eu nu știu. Deci, dar dacă vine cu inițiativă, se discută în consiliul local. Da. Dar iluminatul public nu funcționează din cauza că domnul consilier nu a aprobat bugetul, doamna vice și domn primar. Păi așa s-a auzit, da? Da, 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 nu, dar eu am spus. Haideți să trecem. Da, iluminatul public nu funcționează. Nu, trecem să votăm amendamentele, poate mai am unul. Încă unul mai am și... Și eu aprob bugetul, nu? Întrebare așa, da. Referitor la asta, dacă tot a venit doamna contabilă, ne-ați putea spune referitor la salarii? Dar eu n-am terminat și văd că alții vin peste mine. Deci eu n-am terminat ce am de spus, n-am supus, am spus o treabă, m-am rugat să supunem votul. Deci sunt scris la vot, nu respectăm o regulă de deontologică. Deci eu n-am terminat treaba. Că dacă tot cu salariile venim vorba, să întreb doamna contabilă exact cam câți bani e vorba de salarii, strict de salarii, adică nu cu plus, cu cât e vorba de... Pe lună, în general. E 95.000 de lei pe lună la luna ianuarie. Aveți în execuție? Aveți în execuție de pe luna de care ne-a dat-o. Pe baza acestei evaluări făcute, dar e corectă făcută de doamna, am calculat pe 12 luni, am adăugat încă 2 miliarde de rezolvi și bun simț. Pot ori mai fi, da, așa, și am ajuns la suma de 14 miliarde bună, deci bună, pe, vreau bună să sustenabilă. Pe ianuarie s-au plătit salariile pe decembrie. Pe da, ianuarie știți prea bine că salariile s-au mutat contribuții, deci s-au mai mărit. Am raportul la mapă al dumneavoastră pe luna ianuarie. Deci care mi l-ați dat în februarie. Deci, așa. Deci am adăugat toate chestiunile astea, că la trecerea dintr-o parte în alta a contribuției, să știți că veniturile angajaților nu au scăzut în primăria scontului. Deci n-au cum. Da. Deci și am ajuns la o cifră rezonabilă de 14 miliarde o anvelopă salarială, care este ok. Și am zis 1,5 miliarde le ducem, une putem să mai facem ceva, să nu stăm cu banii blocați. Pentru că ne ajung 14 miliarde. Vă rog să supuneți la vot acest amendament. Pică, pică, trece, trece, asta e situația. Deci, am propus 1 miliard deci să meargă la cele 3 parohii. Este pentru trecerea acestei sume de la salarii pentru biserici. Da, domnul, înainte de asta, domnul secretar ar putea să ne spună dacă este legal să trecem de pe servicii pe dezvoltare. Cum adică nu e? Dar nu e atitudinea noastră, domnule. Asta e bugetul de neamă. Asta bugetul, nu. Acum propunem bugetul. Dar noi întrebăm când s-a inventat roata. Dacă se poate. Domnul Sam, dar noi întrebăm când s-a inventat roata. Deci noi întrebăm când s-a inventat roata. Deci asta e treaba. Auziți, dacă mă ascultați înainte de a vota, cum spune și doamna, deci o să fie, dar cu condiția, adică condiția, eu nu pun condiția, eu vă recomand să mergem pe alt trimestru, ca să nu, deci mai în var. Deci îl pâine pe buget, dar cu realizare în var. Păi domnule, supunem la vot și nu sunt aici la... Dumneavoastră v-a spus cum de vedere, doamna a spus cum de vedere, deci nu vreți să supuneți la vot, doamne. Dar eu ce am spus acum, eu ce am spus, să stea liniștit că supunem la vot. Așa. Suma fiind propusă de... 1 miliard. 1 miliard. Lei vechi. Pentru cele 3 parohii. La cine vrea să ia de la salarii și să se ducă la biserici? Unu, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte. Am numărat, cred că bine. Nu vreau să mai... Mai ridicăm o dată mâna. Păi mai ridicăm o dată mâna. Mai votăm o dată, n-am poftit. Deci șapte. Bun. Cine se abține? Nu. Cine este împotrivă? Pe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eram cu domnul Ambăruș. Pentru că ați n-ați spus că sunteți împotrivă, ca să poată numărul. Și data trecută și data trecută am avut probleme cu numărătoarea. Asumați-mă,
Deci care este împotrivă? Care sunt împotrivă? Care sunt împotrivă? Mâna sus. Vasilica, care sunt împotrivă? Mâna sus. Mai rău ca la grădiniță. Deci 8 am fost pentru, doamne. Mâna sus, care sunt? 8 am fost pentru. Mai rău ca la grădiniță. Facem diferența, da? Da. Cu 7 sau cu 8? 2 împotrivă. Deci 2 împotrivă, cine se abține? 1. Da. Deci amendamentul a trecut. Și la mine, și la mine. Deci amendamentul a trecut. Vă mulțumesc, dragi colegi. Trec la amendamentul numărul 2. Am citat un pic aici înainte, era o polemică, dar nu. Deci chiar consider că suma asta de la, în primar, de la cursuri, este foarte mare. Este foarte mare. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Poate apare o chestiune care trebuie rezolvată. Eu aș vrea, când n-am văzut în buget, să ne gândim că anul ăsta e centenarul și dacă am pus 200 de milioane la monumente este foarte bine. Nu, 200. O fost 3 și s-a tăiat. Așa. Haideți, eu dacă m-ați luat pe mine acum, eu aș duce toată suma asta, o să găsim pentru un curs bani. O să găsim. Aș duce toată suma la toate festivitățile Domircea legate de centenar. Că activitățile nu sunt trecute deloc. Eu sunt de acord, dar cum îi depărtești? Probabil. Domnul, dar stați un pic, dar poate dumneavoastră atunci aduceți niște formații. Eu știu ce aduceți, aduceți niște invitați. Care pun de la Atunci vă rog frumos. Vă propun ca această sumă să o aducem la 5.000 de lei. Și 5.000 de lei ăia îi ducem, așa cum a zis doamna Lidia, foarte bine, la camere, că nu ne ajung banii la camere acolo. Nu, păi tocmai... Deci nu vreau să vă iau dorința dumneavoastră de a nu avea un leu la cursuri. Dar acolo, la camere, banii nu sunt suficienți. Păi dacă dumneavoastră... Și atunci 500 de... Dacă dumneavoastră ați prioritizat cheltuieli pentru biserici de 1 miliard și nu v-ați gândit la cetățeni pentru siguranța lor, eu acum tot la, ce tot la noi ne-am gândit, la toată lumea. Dar în sens... M-am gândit la faptul că anul trecut au venit oamenii ăștia de vreo câteva ori pe aici, așa, și noi până la urmă le-am promis Marea Păsărea și le-am dat câte 10.000 până la urmă. Este insuficient. Dacă nu le dăm bani acum, vă spun că nu o să le mai dăm niciun ban la vară. Că nu o să înceapă niște constricții, eu le văd deja, deja se simt. Niște constricții bugetare o să fie pe vară, încât nu o să mai primim un leu. Ascultați-mă, domn primar. Vă spun eu, pentru că diferența de bani la vară... Deci eu, amendamentul meu este, rămân doar 5.000 de lei la cursuri și 5.000 îi ducem direct la camere. Da. Vă rog să supuneți toată suma, domnule, dar vă chiar pe cineva să spun primăria, domnule, dacă nu-mi lăsați nimic, ce am nevoie, nu m-ați vreți, v-am spus, ești de acord și cu ce spuneți, dar îmi trebuie și mie niște sume acolo, de funcționare. După aia tot e mine tradită, domnule. Asta, în funcționare, se spune. Deci, păi uite, de asta am și zis, veniți cu inițiativă de diminuare a salariilor din personalului din primărie. Haideți și gata. Nu vine nimeni cu inițiativă de asta. Păi și atunci... Oamenii trebuie să fie bine plătiți, dar trebuie să fie bine să muncească. Păi atunci trebuie să califice, sunt verificii. Pune mureche la toate vârfele. Mie mi-a plăcut foarte bine. Salariul trebuie să fie bine plătit și bine muncit. Vă rog frumos, supuneți la vot. Doamne, supuneți la vot treaba asta. 5.000 la cursuri, 5.000, 5.000 la camere. Da. Supunem la vot. Supuneți la cine este pentru. Deci din luarea a 5.000 de la pensionare și dus la camerele de supraveghere. Da. Mai am una, ultima, mulțumesc colegii, dar nu vă cer niciun amendament, vă cer doar explicații. Am mai auzit aici a treaba, mi se pare că am mult totuși. Eu am fost de acord, noi am făcut o hotărâre, Mircea, atunci, de Consiliul Local, cu dansuri, o chestie frumoasă. Da, și eu, da. Canto, dansuri pentru copii, da? Foarte bun. Dar mi se... Am votat-o și nu dăm înapoi, nu? Bă, dar suma asta e mare tare. Dar noi neapărat și consumim toți banii, dar e cu un an de zile. Și la asta ați aprobat la doctor și de 3 luni. Da, dar am zis, din suma asta... Domn primar, da, dumneavoastră, în spate la suma asta... V-am explicat că tot 5 de dolari, 2 euro vă veni de la GAL, doar este pentru treaba asta. Domn Cătălin, dați un pic. Nu, stai, nu-i reproș. Atent, deci,
cum am stabilit noi 360 de milioane ăștia? Am luat așa o sumă, cum am zis, noi, bă, hai să o luăm de acolo, punem acolo. Pentru că în spatele oricărei treburi din astea este o cât de cât documentare, o evaluare. Adică m-ar interesa, băi, cu cine am făcut contract? Asta mă interesează pe mine. Cu cine am făcut contract? Pentru că este o firmă, da? Bun. Care are profesori, are instructori, educatori, da? Câte ore, în ce regim facem? Săptămânal, când? Câte ore pe săptămână? Câte luni sunt? Vă explic, domnul profesor, care a încheiat cu școala anul trecut, care face dansuri și muzică cu copiii, am întrebat, a venit la domnul primar și am discutat. Pe asta sau ce? Da, e societate. Pe sau este firmă? E firmă. Pe vorba de un contract. Așa, că noi încă nu am încheiat contractul. Noi am aprobat atunci. Deci se ajunge, am întrebat la școală. Cât plăteau pe lună? Că domnii veneau sâmbătă, în jur la 3.000 de lei pe lună. Câte ore sunt pe aici, am ajuns, doamnă? Deci, doi profesori. Deci, cerul rămuririi, domnul director, pentru că anul trecut are experiența de 3 luni. Deci, cum am legat noi de această activitate care am aprobat-o, care e ok? Sunt doi profesori. Suma asta de 360 de lei. Mie personal, mi se exact cum a zis doamna contabilă. Da, 120 de lei pe oră. Este depinde de câte ore. Domnul profesor acolo este. Sunt într-o lună, depinde. El face 3 ore. Se facă 120 de lei. Da, activitatea asta este o activitate foarte bună. Activitatea asta trebuie făcută cu copilașii, cu are scopul ei educațional, educativ, cultural, cultural, da? Bun. Da. Deci trebuie să... stați un pic, că 12 știm că avem 12, dar de unde știu eu că 3.000 de lei e ok? Este experiența ca de la școală, doamnă, și vă plătim până acum. Doamnă, domnul, deci să vină cine, cum îl cheamă? O să vină domnul director și vă vedem la ce următoare. Deci să vedem miri, dar nu vă supun acum amendamente de reducerea sumei, nu? Da, da, da. Că s-ar putea după o bază de calcul să-i mai pun 40.000. Deci mie mi s-a părut, adică nejustificată, totuși copiii ăștia mai au și vacanță. Domnule, dar ei fac, au făcut fiecare sâmbă, 3 ori 12. Auziți, chiar dacă luau așa 10.000 de lei cât s-au dat anul trecut, n-au fost 3 luni pline, dacă o luăm logic și oră pe oră. Păi și dacă la școală, pe 2 luni și jumătate, s-o cheltui 10.000 de lei, păi acum într-un an de zile 36.000 de lei. Păi ia ca asta vreau. M-ați înțeles? Asta vreau. Vă explicați cât de cât. Atât poți, atât poți. 3.000 de lei pe lună. Da, da, 3.000 pe lună. Să vedem dacă se face și la vară. Haideți să vedem. Luni știm că sunt 12 luni. Ce Dumnezeu? Știm că sunt 12. Hai să vedem dacă pe lună 3.000 de lei sau 4.000 de lei sunt corect gestionați și într-adevăr, cei care fac treburile astea, pentru că, știți de ce, eu să n-aud într-o zi că zic părinții, băi, că ăștia plătesc niște bani și ăștia vin când vor. Eu cred că sunt destui părinți care urmăresc treaba asta, dar să știți că poate exista treaba asta. Nu vreau să fiu la noi. Dar știți ce am discutat? Noi am zis că procesul verbal, domnul care e cu dansurile și muzica, el la sfârșit de lună, când vine cu factura, vine și cu o notă de fundamentare, un proces verbal și să dea o dispoziție. Cineva din Comisia de Cultură, din Consilier, să facă parte, să urmărească, într-adevăr, se realizează și vine la ore, domnii profesori. Deci asta nu e o problemă, poate să urmărească oricine desfășurarea ore. E ok. Am văzut că iar ați venit cu ultraviolent pe aici. Păi dar nu-s plătite, domnule, alea care vă plac, văd că vă plac ultravioletele, violetele. Dar plătit. Doamne, parcă am mai găsit-o acum, aș fac un apel la memoria dumneavoastră. Parcă am regăsit-o într-o de asta lunară a lui doamna Nedelcu, achiziționarea filtrului ultraviolent. Pentru... Deci, nu, dar la cheltuieli mă refer, eu n-am verificat, dar mă pot uita, n-am timp, am. Nu, dar au fost plătite acolo, au fost știu, doamnă, știu, dar eu am văzut acolo filtrul ultraviolet. Acum e clar că e vorba de montajul lui. E montat. Dar nu îl avem? Este montat din decembrie, numai că nu este plătit. De asta este recepția făcută. Acum, aici scrie achiziționare filtrul de ultraviolet. Așa a fost pe proiect anul trecut. Așa și montare. Dar, de fapt, când ne gândim bine acum și analizăm, e de fapt numai montare. Doar montare. Că eu știam că s-a achiziționat. Dar este o investiție în continuare și trebuie să respectăm denumirea. Da. Câți ani mai durează până terminăm cu bazinul ăsta? Că
S-au dat niște avize, nu? Au cerut... La tot ce înseamnă conductă... Nu, bazinul de sus, Mircea. Chiar, uite, apropo, că s-a omis și uite și acum, dar e bine că o să rămână registrat pe bandă. Știți că conducta a fost înlocuită doar pe sectorul puțuri de forare până la bazin. Așa. Ei, uitați că lucrul acesta l-am omis în a-l prinde în buget de înlocuire pe porțiuni, păi tocmai. Și supradimensionarea țevii respective. Pentru că ea este pe 2 țoni jumătate, consumul de apă a crescut și uitați că pe buget ar fi fost foarte bine deprins. Doamna Avidea, acum o facem pe loc. Nu avem de unde acum. Păi, dar de unde? La rectificare. Să nu uităm să avem... Găsim imediat. Ce sumă? Păi, dar nu știm. Îți face și mare mini-proiect, nu-și la 5-6 Dar avem o sumă aici care e trecută apă și canalizare, pentru cei 6 mii de lei. Reactualizarea. Reactualizarea proiectului. Mă gândeam să n-ai voi legătură cu... Deci, mi-ai luat-o. Dar nu, eu nu mai spuneam. Pentru că am spus de atâtea ori de acel proiect, de acel, de la consulting, nu știu ce, în care studiile alea de fezabilitate care le-ai făcut pe vremea ta, nu mai sunt valabile. Și am vrut să fac o întrebare ironică. Tot pentru studii de fezabilitate și așa de mine ești. Nu e vorba de studii de fezabilitate. E vorba de legislația subiecte, nu mai e vorba de avize și așa. Dacă e așa cum ai zis că l-am predat la CNI, ce dracu băgăm bani în el? Da, bine, nu ăla, adică ca o glumă. La ce înseamnă, haideți dacă tot a venit vorba de proiecte care vor veni supuse spre dezvoltarea, spre studiul dumneavoastră. În trecut, proiectele care se depuneau pe fonduri europene se puteau pune și pe diferite dezvoltări locale. Ardeoaneu a prins vreme când putea să... Nu la PNDL, eu vă spun istoricul, în care se putea face doar proiect pentru apă. Uniunea Europeană a constatat că acea apă care este dată, furnizată către populație, ea trebuie să se regăsească undeva înmagazinată. Și atunci ne-au impus ca următoarele proiecte care se realizează să fie apă canal. Bun. Pe timpul dumneavoastră a fost apă canal. Orice proiect în decursul următoarei perioade, după ce este, să spunem, întocmit, suportă modificări, pentru că se modifică legislația. Îți vin alte norme de la mediu. A spus-o că da. Au atât. Așa, supradimensionare sau alte materiale care fac parte din costurile care sunt actuale. Devizul majorat. De aceea, permanent, aceste proiecte trebuie să fie actualizate. Atât. Ce se poate folosi din el să folosești, ce nu, nu. Următoarea problemă care este, acum, de exemplu, niciun proiect nu se mai depune pe drum, n-ai să primești aprobare, asfaltare drum, dacă nu ai apă și canal. De aceea, următoarele proiecte care vor fi supuse spre dezbatere dumneavoastră vor fi cele de drumuri și apă și canal. Indiferent pe ce linie de finanțare vor fi depuse, că vor fi pe AFIR, că va fi pe PNDL, să nu fiți surprinși că vom solicita permanent bani pentru reactualizări. Da? Hai să mai întrebăm cine mai are amendament. Nu mai sunt, și o știi, da. Nu, eu vreau să întreb ceva. Aici la 14, modernizarea drum acces școală Scorțeni, ce implică așa ceva? Aici DNA-ul. Aici sus. Am înțeles. Da, da. Deci spui nenea cum îl cheamă. Da, da. Aici la, fii atent, la parul ăla,
La parul ăla, părerea mea este că nu ajung 20.000 de lei. Nu, nu la par. Scuze-mă. La urbanistic. Dar vă spun ceva, domnul Gelu. Eu am pus suma, dar ești, am luat 14 săptămâna trecută, prin care ni se aduce la cunoștință exact cum a fost și am trecut cu amenajamentul pastoral, e posibil să, să fii sustenabil de către guvern. Să verific, eu am pus-o, lăsăm, dacă mai trebuie și un blăm, aia mai punem. Asta e durerea mea. Da. La Pug nu ți-a ajuns. Nu știu, nu știu, 25.000, acolo cred că trebuia 30. Dacă să realizezi Pugul gradul... Aia e foarte important. Atunci, e de durat, e de durat. Știu, știu, de aceea, de aceea 25.000 de lei la Pug, să știți când începe. Vai, mai leagă, vom mai leagă. Gata? Mai sunt întrebări? Dacă mai sunt întrebări sau dacă mai vreți să luați 1.000 de lei, să o puneți dincolo. Gata, da? Supunem la vot cu modificările survenite. Cine este pentru? Nu. În comisie am discutat proiectul de hotărâre privind taxele respective. Bine, ce am omis? Nu am fixat o taxă pentru veselă. Da, corect. Și atât, am vorbit, n-am fixat și acum să și aprobăm suma să poată fi trecută. A fost ideea dumneavoastră, domnul Cuțu. De ce nu o susțineți dumneavoastră? Ha? Nu, doamna. Eu sunt... Fă o propunere, Lidia, să vedem dacă suntem de acord și să votăm. Să votăm, să vedem ce... Pentru cele le-am fixat de data trecută cu predarea procesului de fapt, în sfârșit, toate le-am discutat. Atât ce a rămas pentru veselă. Cu ocazia asta află și cetățenii Comunei Scorțeni că avem veselă care poate fi pusă la dispoziție. Farfurii întinse, mici, au fost dintotdeauna și pe timpul dumneavoastră a fost taxă. Da, exact. Și tocmai de aceea pahar, linguri, furculițe. Vă puneți și suma. Aici mai trebuie discutată și chestia dacă ți aduci o farfurii 2, 3, 5 lipsă. Dar când predai pe proces verbal. Ce, da, am înțeles, dar ce semnifică chestia asta? Ce trebuie să facă cel care sparge, care mă pierde, care înlocuiește farfuria. Trebuie specificat ca să știi omul. Cel care are ingestiune, nu vă dați seama că mulți oameni să spun bani pentru farfuria care nu o aduce cel care a triat. O să aveți niște procese verbale din astea tipizate în care stipulați acolo tot ce este de făcut, da? Exact. Da, da, are. O să găsim un tip de atunci nu mai o sumă, cât spuneți, propuneți. Cât o fost înainte? 30 lei, 40 de lei, 30-40 de lei, pentru da. Era separat, parte de închiderea. Nu, păi, soanii de selare, de unde mai ies, ca să știi ce. Acum nu mai știu câte sunt, dar în jur de 100 erau. Dar oricum era aprobat. Nu, sunt mai multe. Ei, dacă aveți mai multe... Nu, sunt la vreo 200. 50 de lei. Acum, 50 de lei, da. Da, da, da. Da, sigur că da. Deci 50 de lei, vesela este completă, pahare, coșuri de... pâine, soalnit, castroane, farfurii, tot felul, linguri, cuculiții, da. Deci va aveți 50 de lei, da? Da. Supun la vot, cine este pentru? În unanimitate. La ultimul punct. Și aici și chiria, da, se discute și chiria? Sau? Nu, anele discutat. Rămăsese doar atâta taxa care nu s-a fixat. Eu să cer scuze, o să mă retrag. Diverse, că vreau să fac aprile pentru Consiliul Județean, prefectul cu buget. Eu nu sunt de acord cu ce Vasile. Vasile este celula de bază a societății. Este funcționarul public cu cea mai mare stabilitate. Noi suntem, nu suntem. El este. Mai rămâne 5 minute, domnul. Terminăm și noi. Lăsați că le-am
Și vreau să vă prezint și o la diversie, dacă îmi permite. Și vreau să clarificăm o treabă, ca să zic. Ei, domnilor. Haideți, vă rog. Vă rog un pic, chiar vreau să clarificăm ceva. S-a terminat cu taxe, cu tot, gata, s-a terminat. Păi, dar am fost fixate deja. Spuneți. Îmi permite să vă spun și eu ceva? Și chiar vreau să clarificăm o treabă. Pentru extinderii de școală și grădiniță, inițiativa este a primarului. Și vă dau și date. Programul operațional regional 2014-2020. Axa 10, investiții în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. Deci, 1. Grădinița de investiții este pe axa 10-1. Educație timpurie și învățământ obligatoriu, după axa 10.1a, învățământ antreșcolar și preșcolar. Priorități sunt pe aceste investiții. Finanțarea nerambursabilă este de 98%, deci noi vom pune doar 2%. Am făcut toate demersurile necesare, am adus și firmă de geologi, am adus firmă de consultanță, ne încadrăm bine, banii i-ați alocat dumneavoastră pe buget pentru aceste două proiecte. Rugămintea mea, că o să mai fiți deranjați, poate cu o ședință extraordinară, cu una din dată, că până pe 1 mai eu trebuie să depun documentația. De acord, dar să veniți cu un, așa cum avem noi obiceiul, cu un prodeviz de ăsta al lucrărilor dinainte, făcut. Adică ce implică acum? Noi am pus... Ca să vedem și noi toată chestiunea aia. Adică exact chiar revenim la discuția care am avut-o. Bă, avem suma, da? Am aprobat-o. Hai să vedem un pic... O să vină pe parcurs. Pe parcurs toate ori de la dispoziție. De asta vreau să-l mișcăm repede, este inițiativa noastră. Nu are nicio treabă cu inspectoratul școlar. Nu. Atât. Deci, cum a fost înainte cu Banca Mondială, cu nu știu, că a avut implicare prin inspectorat? Nu. Asta este treaba noastră, stricta Consiliul Local și a primarului. Da. Ca să se înțeleagă pe camere, toată lumea din comună să știe. Bine, substratul, cum am spus... Beneficiarul va fi copilul și școala, dar noi ne implicăm, e treaba noastră. No, substratul da. Deci este atributul primarului și a Consiliului Local. Da. Exact. Poate că odată cu mărțișorul care vi l-am dăruit, o să vedeți că Consiliul Local are atâtea atribuțiuni de nu vă vine să credeți. Aș privată. Eu nu sunt primar, n-am fost primar, poate nu voi fi niciodată. Eu acum am depus un jurământ de consilier local și mi-am citit foarte clar atribuțiunile. De aceea vi le-am dăruit să le citiți și dumneavoastră. Da. Mai este altcineva? Mai sunt alte probleme? Scurt? Scurt! O întrebare, în legătură cu apartamentul ăsta care a fost închiriat, apartament de serviciu, de către doamna, sau fata doamnei Tănasă. Da. Am înțeles că în continuare de la Ion vin prezumate, pe care primăria le plătește și după aia primăria dă în continuare doamnei Tănase să le plătească. Eu cred că trebuia să se rezolve dacă este adevărat. Deocamdată eu mă întreb doar dacă știți de așa ceva. Păi nu e regulă deloc. Oricum nu stă nimeni acolo. S-o și stați și-o venit și o recalculare. Pentru că era estimat prea mult la doamna acolo și s-o dat zicat în zic contabilitatea. Deci, domnul secretar, ia să-mi răspuns parcă la adresă. Eu așa știu. Eu am întrebat, așa am primit o informație. Bine, de la doamna Tăna. Acum nu știu, trebuie verificat. Trebuie verificat. Dacă nu au înțeleg. Domnul Vasile, verificați un pic. Este acțiune pe rol. Da? Este acțiune pe rol. Bun. Următoarea, cine mai era? Domnul Măgirescu. I s-a aprobat pentru parohie la Grigoreanu în Stejar. Nu i s-a aprobat nimic, domnul Măgirescu. Nu s-a aprobat? Pe cum s-a aprobat? Aia spuneți-mi dumneavoastră, dumneavoastră ați fost primar și ați tăiat niște plopi în lunca Cazlăului. Nu l-am tăiat. Dom'le, nu știu, ați dat cu subsemnatul, nu? Ați dat cu subsemnatul? Da. Ați dat, vezi, și ce vreți acum, altul să dea cu subsemnatul? Dar am înțeles că e o greșeală acolo, că părintele nu a scris marcat. Dar indiferent cum ar fi, domnul Măgirescu, ați înțeles? Deci e să vezi sau nu e să vezi? Nu dă nimeni cu subsemnat. Dacă-i pe unul căzut din vânt, cu o comisie cum mai fost, vedem, dar așa dacă-i picioare, nu se riscă nimeni. Cine se riscă? Mai ales că sunt așa o anumită dimensiune, intrăm cu bazul, știi și nu. Dacă e căzut jos, cum am... nu-i problemă. S-a uscat. Uscat, căzut jos, ca așa, așa nu. Nu, în picioare, nu, în picioare nu, nu pentru că sunt legile de, în așa fel uscat, făcute. Jumătate,
Trebuie să vină doamna inginerul, vrea să spună ceva. Nu știu care e problema. Da, chiar. Da, e mai închisă ședința.